E un moment magic cu doctorița Plușica de la Disney Junior. De obicei, Plușica este cea care le face jucăriilor un control, dar după ce visează urât, jucăriile îi fac ei unul. Ce se întâmplă? Am văzut un monstru! Un monstru? Nu pot să-mi explic, dar am crezut că am văzut un monstru, dar e imposibil. Și totuși sunt speriată. Atunci e nevoie de un control. Doamne, inima ta bate mai tare ca un timpan la sinfonie. Și respiri și foarte repede. Ochii mari ca niște cești. Am un helinostic. Ce e aia? E un diagnostic de la Hippoheli. Poate să aducă cineva marea carte a WOW? Nu pot să fac totul de una singură acum. Ok! Oh, mersi, scumpule! Cu plăcere! Dulceață, am un bănuială că ai un caz de sperioză speriată coșmărească. Deci, eram adormită când am văzut monstrul? Asta înseamnă că am avut doar un coșmar. Dar s-a terminat acum, scumpo. Nu uita, nu ai de ce să te temi. O să fim chiar aici. Dacă lumina e stinsă, îți pare că totul te sperie, dar singură nu vei fi. Vom fi aici, printre perne și păturici. Îți vom spune povești și-ți vom cânta un cântecel. Nu te speria, stai calmă să știi, fiindcă a fost doar un vis. Nu trebuie să te îngrijorezi, fiindcă a fost doar un vis. N-a fost nimic, haide acum înapoi la somn. Cu ajutorul jucăriilor, Plușica scapă de coșmar și toată lumea face nani. Urmăriți-ne în continuare pentru un alt moment magic și nu ratați doctorița Plușica la Disney Junior.